Cosmin Joițoiu este noul consilier județean al PNL. Acesta a fost ales în locul lui Tiberiu Balint, care a demisionat după ce procurorii au deschis un dosar penal pe numele său. Mandatul lui Cosmin Joițoiu a fost validat ieri în cadrul ședinței de Consiliu Județean. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și preceperea mea pentru binele locuitorilor județului Hunedoara. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mă bucur că mă alătur unei echipe de profesioniști, spun eu, echipe Partidului Național Liberal, și pe lângă faptul că mi-aș dori să contribui la continuarea proiectelor în derulare și implementarea noilor proiecte, îmi doresc totodată, dacă este posibil în puținul timp care l-am ca și consilier județean, să contribui și la dezvoltarea aspectului promovării și susținerii tinerilor, având în vedere și vârsta pe care o am. Consilierii județeni ai PSD nu sunt de acord cu alegerea lui Joițoiu, pentru că, în opinia lor, acesta este în incompatibilitate, deoarece ocupă și funcția de director al Agenției de Dezvoltare Regională. Credem că cele două funcții, funcția politică și funcția administrativă, trebuie să fie separate în continuare, pentru a putea fi corecți. Veți aștepta să treacă acele 15 zile, după aia aveți o altă măsură? Da, ne vom gândi chiar să facem o contestație în această perioadă. În următoarea ședință a Consiliului Județean Hunedoara urmează ca și în locul lui Cosmin Costa să fie validat un alt consilier de pe listele de supleanți.